atunci și soțul ei au sărbătorit împăcarea, însă nu cu gesturi tandre, așa cum probabil v-ați aștepta. S-au bucurat de momentele întoi și nu prea. Ne povestește întreaga scenă Daniela Mireanu. Daniela, bună ziua! Bun găsit, Laura! După ce în ultimele zile au existat zvonuri ale unui posibil divorț între Andreea Tonciu și soțul său, Daniel Niculescu, aceștia au decis să le pună capăt și să clarifice situația. Ei bine, cei doi au ieșit singurei să ia masa într-un local de fițe din nordul capitalei, au ajuns la local, au ales o masă de pe terasa fițosului restaurant și au așteptat ospătarul. După ce au comandat mâncare, au început să butoneze telefoanele mobile. Odată ajuns la comandă, au lăsat deoparte gadgeturile și s-au bucurat de mâncarea aleasă. Andreea, deși comandase paste, nu s-a putut abține, nu a rezistat tentației și a luat și din cartofii pe care îi comandase soțul său. Nouă ne-au atras atenția mai multe lucruri, faptul că nu au vorbit mai deloc în timp ce se aflau la masă, dar și faptul că Andreea arăta destul de diferit. Mai exact, aceasta avea fața destul de umflată, cel mai probabil pentru că a trecut pragul medicului estetician în ultima vreme, de curând. Laura?